Cu câteva minute înainte de a începe acest videoclip, am primit o notificare de la YouTube și era un abonat de al meu, stați așa că îi zic imediat numele, Dacian Mapping. Nu știu exact dacă îți pronunț bine numele, sunt sigur că nu ți-l pronunț bine. Da, tipul mi-a zis că am o mustață super tare și că și că mă respectă. Da, dude, și eu te respect pe tine. Este un lucru mare de tot să... Ca în 2017, pe YouTube-ul din România, să nu judeci YouTuberii după aspectul lor fizic. Dar, mă rog, dacă unii oameni vor să facă așa, ce mai faci, Uico? N-avem ce să facem. Hai să vedem. Deci, I'm back. Back to the business, my niggas. Uitați-vă și voi, deci se vede, da? Don't Starve și Project, da? Ne-am reîntors cu seria noastră, cea mai mare serie a mea de pe canal, chiar și cu această pauză de, cred că, 2 luni a stat să mă uit eu așa, oleacă. Cred că de vreo 2 luni, îmi bag picioarele că n-am fost în stare să mă uit înainte de a începe episodul, dar... nu, chiar de 3 luni, pentru că ultimul episod este 65-ul. Deci în curând o să ajungem la episodul 69, deci da, să vedem ce o să facem atunci, dar... Da, deci de 3 luni n-am mai postat niciun videoclip din această serie. Iar peste 9 zile, pentru că eu filmez acum pe 23 noiembrie, peste 9 zile se face ziua acestei serii. O să împlinească 2 ani de când a fost începută, deci da, frate. E o serie mare de tot și de ce să n-o continui. Care este chestia, oameni buni? Probabil știți că am avut noi o lume în episodul trecut. Ei bine... Ideea e că din episodul trecut până acum am făcut acea schimbare măreață a canalului. Mi-am luat PC-ul acesta de gaming, cu alte cuvinte. Pentru că, na, sau mă rog, mi-am luat PC-ul de gaming cu o săptămână înainte de a posta ultimul episod din Shipwreck. Și, bă, frate, chestia e că eu am vrut să filmez mai mult pe PC-ul meu de gaming și ar fi trebuit să continui pe laptop dacă aș fi vrut să continui seria de Don't Starve Shipwreck. Ei bine, na, puteam să o continui foarte frumos, dar ideea e că jocul acesta primește update-uri destul de des. Asta este chestia, iar eu cum nu l-am avut înainte cumpărat, trebuia să-mi cumpăr, să-mi piratez de fiecare dată noile update-uri și nu puteam asta, frate. Asta ar fi însemnat că trebuia să încep o nouă lume de fiecare dată când venea un nou update. Ei bine, acum mi-am luat Don't Starve-ul normal, cu tot cu Reign of Giants și cu tot cu Shipwrecked de pe Steam. Da, deci l-am luat pe Steam pentru că sunt la reducere. Nu știu câți dintre voi o să le mai prindă la reducere. Ideea e că în momentul de față, ia stați așa să mă uit, ia stați, să nu vă dau informații false, pentru că nu e treaba mea asta. În momentul de față, Don't Starve normal costă 3,74 de euro, Don't Starve și proiectul costă 3 euro și Don't Starve Reign of Giants-ul, dacă nu mă înșel, costa ceva gen 1,47 de euro sau ceva de genul acesta. Mă rog, deci ambele, deci toate trei în total ar face ceva de genul... Nu, 1,24 de euro costă Reign of Giants-ul. Deci toate trei ar face ceva gen 5 euro și puțin. Asta este chestia care trebuie voi să o știți. Dacă nu le luați acum la reducere, e bine să nu vă așteptați să fie ceva gen 10 euro, 15 euro. Nu, o să fie mult mai scump dacă le luați fără să fie la reducere. Deci vă recomand să le luați acum cât sunt la reducere. Probabil or să se reducă și de Crăciun, dar nu știu, gen... Don't Starve-ul, fără, dacă nu e redus, costă 15 euro. Deci deja Don't Starve-ul normal întrece prețul ăstora 3 la reducere. Reign of Giants-ul și proiectul costă 5 euro, deci 25 de euro în total. Deci nu, eu vă recomand să-l luați acum cât timp e la reducere, la 5 euro și puțin. Și da, ideea e că nu doar din acest motiv l-am mai luat, dar mai apare și Don't Starve Hamlet-ul anul următor, pe la începutul anului din câte am înțeles. Deci, bă frate, să fiu pregătit, pentru că na, când apare ăla, imediat... Mamă, tată, dați-mi cardul să-mi iau, cât o să coste, atâta o să coste, dar trebuie să fiu printre primii care și-l ia, pentru că... Printre primii care și-l iau, deci, da. Hai să vedem, hai să dăm un play aici, așa. Și proiectul nu avem decât Wilson-ul, pentru că e un Don't Starve nou cumpărat. Putem și Reign of Giants să-l jucăm, dar momentan vreau și proiectul, da? Hai să vedem. Ar trebui să îmi genereze destul de repede lumea, deoarece mă joc acum pe calculator, nu mă mai joc pe laptop, deci știți că făcea figuri înainte și, na. Și, bă, frate, pot să zic că sunt fericit că am găsit un tutorial, deci un canal de YouTube bazat pe tutoriale despre Unity, frate. Chestia asta m-a făcut foarte fericit, deci nici nu vreți să știți
ce fericit m-a făcut treaba asta. Am găsit un tutorial, un tip care s-a pus el așa foarte frumos să facă un dita mai tutorialul pe YouTube despre cum să lucrezi în Unity, despre cum să faci un joc în Unity. Bă, și să mor eu, chiar e interesant, chiar mi-a plăcut la nebunie și mi se pare o idee bestială, dar na, momentan trebuie să devin și puțin mai priceput cu acest Unity, pentru că în momentul de față sunt prăfănog. Ok, am deschis mapa, nu știu din ce motiv. S-ar putea să nu prea mai am atâta dexteritate, pentru că mă joc și pe calculator unde ecranul este mult mai mare și... Na, gen, dacă vreau să mă uit într-o parte, dintr-o parte în alta, trebuie să-mi rotez destul de mult ochii. Uite acolo un porc. Momentan suntem cu Wilson. Doamne, de când am mai jucat Don't Starve și Project să mor eu, frate, n-am mai jucat de foarte mult timp. Și într-un fel mi s-a făcut așa puțin dor, dar... Marea mea problemă în jocul acesta mereu au fost rechinii. Nu, știu că vi se pare o problemă foarte ciudată și care n-ar trebui să fie existentă, pentru că sunt doar niște căcați rechinii, dar... Nu știu, frate, pentru mine mereu rechinii și lupii au fost cele mai creepy chestii din jocul acesta. Cu lupii m-am mai împăcat, pentru că, na, a trebuit și... Am fost obligat și, ca, dacă voiam să mă joc Don't Starve Reign of Gens, m-am împăcat așa o leacă cu ei, doar că... Na, mai au faze în care mi se par foarte creepy, gen atunci când dorm. Dar rechinii, frate, se mură, frate. Deci când mă trezesc cu câte un rechin că vine din, din ocean după mine, deci îmi vine să mor. Deci pur și simplu, zic că fac infart, frate. Deci pur și simplu, zici că mor aici pe loc. Nu, nu știți cum e senzația. Chiar este foarte nașpa și nu, nu prea aș vrea să o trăiesc de mai multe ori, dar n-avem ce să facem. Bun. Hai că trebuie să spargem și cutiile acestea. Desigur, o să-mi ocupe destul de mult spațiu din nefericire, dar nu avem ce să facem. Hai să-mi fac un machete. Da, bă, s-a reîntors gluma cu machete-ul. Bun, ce aș vrea să-mi fac? Un raft, cred. Deci îmi trebuie 4 bucăți de bambus și 3 de vine-uri din astea, da? Ca lumea. Le vom face pe astea imediat. Și acum, în sfârșit, voi fi la curent cu toate update-urile introduse în jocul acesta, pentru că s-au mai adăugat câteva update-uri și, mă rog, ci că mai este un update care, na, o să se adauge în viitorul apropiat, dar oricum, frate, eu mă bucur că am ajuns aici să mă pot juca și să nu fiu ceva gen, bă, frate, uite, acum sunt pe update-ul ăsta, cine știe, bagă peste o săptămână următorul update, dar eu tot n-o să pot să fac rost de el, deci pui mei. Vedeți cum faceți, mă scuzați, vă rog eu mult, dar nu, era jalnic, era jalnic rău de tot și am făcut rost de o bucată de bambus în plus, nu știu din ce motiv, dar hai să mai luăm totuși, cine știe cum avem nevoie de el pe parcursul jocului, decât mai mult. Bun, hai să vedem cât am explorat. Această insulă de start, din câte putem observa, e mai mare decât, decât insulele cu care eram noi obișnuiți, dar ia să ne mai folosim noi pickaxe-ul. Și să minăm chestiile astea de pe aici. Aș putea să minez și o piatră aceea de limpet, pentru că momentan nu prea am atâta nevoie de ea și e și pe prima insulă, deci nu știu exact ce să zic. Sau aș putea să o păstrez. Da, cred că o să-mi fac un obicei din a păstra toate pietrele din astea, toate limpet rocurile astea, pentru că frate, la un moment dat am putut să rezist peste 70 de zile în jocul acesta, deci cea mai tare lumea mea în care am rezistat cel mai mult. Pentru că tot ce făceam era să iau limpeturi, să strâng iarbă, pentru că aveam un biome din ăsta plin de iarbă prin, pe insula mea. Și îmi făceam un straw roll din ăsta și dormeam în el. Și mă trezeam dimineața următoare, repetam același lucru și zilele deveneau destul de monotone, dar eu puteam să supraviețuiesc și 60 de zile și... Na, dar la un moment dat a venit vara și... S-a făcut dintr-o dată mult mai greu jocul. Deci momentan jocul e destul de ușor. Când o să se facă vară, m-am cam dus pe pulă. Dar... Nothing you can do about it. Așa, bun. De chestia asta nu prea cred că am momentan nevoie. Dar asta nu se sparge așa ușor. Bun, am făcut rost de un boat repair kit. Ok, ca lumea. Bun, 2 bucăți de lemn, da? Hai să craftez eu odată... Nautical, what the fuck, parcă se numea altfel chestia asta, nu știu. Bun, pe asta o pun eu chiar aici.
Și da, planul meu de a realiza un joc asemănător Don't Starve-ului încă este existent. Deci să nu credeți că am uitat de el. V-am zis în ultimul episod de Don't Starve The Forge, faptul că am de gând să lucrez la un joc de genul lui Don't Starve, dar momentan trebuie să mai adun cunoștințe despre codare, frate. Pentru că momentan sunt chiar pielea pulii. Nu vreau să... Nu exagerez în momentul de față, gen... când vine vorba de codare, bă, frate, chiar sunt mort în cadă. Deci, nici nu știți. E nașpa rău de tot. Dar, oricum, gen, cam asta e partea grea a informaticii, codarea. Că în rest e destul de ok, adică... Mă pot obișnui... Bun, ia să vedem noi ce mai avem prin partea aceasta a insulei. Ar fi ceva să dăm de maimuțe, dar... N-ar fi ceva prea frumos totuși. Îmi place că am un prieten pe Steam care, bă, frate, are poza de profil cu Ice Cube. Deci, pur și simplu, îmi place că am prieteni care ascultă rap. Dar, na, ce să facem? Ok, a venit după amiaza, da? În timpul după amiezii aș face bine să nu stau prea mult în junglă. Pentru că sunt panoramele astea de șerpi pe aici. Ai, da capul meu, fac. Da, or să ia de mine. Nu, nu mai stau eu să iau berry bushes-ul ăla de acolo. Berry bush-ul, da. Mai corect așa. Bun. Care e chestia? Hai să omor pe anjinul ăsta de aici. Bă, da, nu mai moare doar din 3 lovituri de machete. Eu așa eram obișnuit. Se omor pe ăștia din 3 lovituri de machete, da. Fac, mi-am luat așa un mic mare damage ca de început de lume, pentru că sunt un player foarte pro al jocului ăsta. Bun, mă, 3 bucăți de silk. 3 fucking bucăți de silk. Ca lumea, frate. Hai să las nitra, că nu prea am nevoie de ea. Dar am deja 3 bucăți de silk cu care am destul de multe chestii pe care să le fac. Dar mi-am luat damage din prima zi. Hai că am început ca lumea, frate. Deci nici nu știu. Hai să mergem până una alta. Nu mi-am făcut niciun topor, da, sunt dezorganizat. Chiar m-am organizat destul de prost. Nu prea... Nu m-am organizat chiar deloc, ok, dar... Na. Mă mai obișnuiesc, îmi place cum scrie acolo Don't Starve Shipwreck. Până acum n-am mai scris shipwreck-ul ăla așa mare acolo. Dar, da. Și bă, parcă m-am uitat la tutorialul tipului ăla și mi se pare gen mult mai ok treaba cu crearea unui joc. Gen, înainte chiar nu știam deloc cu ce se mănâncă, frate. Nu știam absolut deloc cu ce naiba se mănâncă crearea unui joc. Și parcă mi se pare că acest zgomot de what the fuck? Ok. Bun, nu apărea așa înainte, dar hai să dăm pe 2. Și teoretic ar trebui să se audă mai încet, dar mă rog. Dar acum să zicem că după ce m-am uitat la tutorialul tipului ăluia, chiar... Parcă e mai ok treaba acum, parcă am înțeles și gen... Nu mai am atât de mari probleme cu treaba asta. Dar oricum, gen, eu când zic că mă uit la tutorial, păi frate, tutorialul ăla, cu ăla chiar sunt serios, adică... Mă mai uit și prin pauze pe la școală, adică e tare. Bun, hai să vedem. Se vede că mă preocupă codarea. Bun. Hai. Hai, am făcut rost de un palm leaf din ăsta. Și acum ar trebui să-mi pot face un touchpack. Dar de ce n-a făcut jocul meu niciun zgomot? Nu știu. Bun, mi-am făcut un backpack foarte mititel. Adică e mititel și vai de capul lui, dar e mai bine decât nimic. Înainte mi se pare că cerea și iarbă, dar... În jocul ăsta schimbă foarte des lucrurile, adică pe update ce trece, ori nerfuiesc o chestie, ori dau buff, ori nu știu. Bufuiesc o chestie, da. Mă rog, dar acum din câte am observat nu mi-au mai picat nuși de cocos în cap. Nu știu, probabil s-au scos din joc, s-a scos acel feature din joc, dar nu știu sigur ce să zic. Bun, hai să vedem. Luăm flintul ăsta de aici. Și unde puii mei mi-am plasat barca, că nici eu nu mai știu. A, mi-am plasat-o acolo, dar momentan aș vrea să mai explorez insula aceasta cum pot și eu. Și da, chiar sunt curios să văd ce s-a mai adăugat prin Don't Starve Shipwrecked. Cu siguranță s-au adăugat destul de multe chestii, dar... Na, de când nu m-am mai jucat de 3 luni, frate. Deci de 3 luni eu n-am mai fost la curent cu jocul acesta deloc, gen... Cu Don't Starve Reign of Giants-ul și cu Don't Starve Together am fost imediat la curent.
De fapt, mă rog, doar cu Don't Starve Together-ul, pentru că Don't Starve Reign of Giants-ul e de domeniul trecutului pentru cei de la Clan Entertainment. Da, n-ai ce să faci, a fost un DLC foarte vechi, foarte, foarte vechi și... Adică e din 2014, frate, jocul a făcut ceva gen un an jumate sau 2 ani de când a apărut, că a apărut versiunea beta prin 2012 la început și... Na. Dar oricum, din 2014 până acum e ceva și Don't Starve și Prectui de la sfârșitul 2015, de pe 2 decembrie 2015, că știu că mă uitam așa pe calculator, bă, frate, și dintr-o dată văd că s-a adăugat Don't Starve și Prect. Văd pe YouTube niște episoade în care youtuberii joacă Don't Starve și Prect. Păi, bă, mâncați-aș gurița ta, ia dă-mi și mie să mă joc, frate. Și imediat mi l-am luat și m-am jucat. Bine, nu mi l-am luat pe Steam, înțelegeți voi ideea. Ok, ce pot observa eu de la început e că această bărcuță mică, această plută, de fapt, că nu e barcă, să ne înțelegem. Asta e regula principală a jocului ăsta, vedeți că astea sunt plute, nu bărci. Da, deci această plută nu merge chiar atât de repede cum mergea înainte. Pot să jur că înainte mergea mult mai repede, dar mă rog. Bun, hai să vedem, pe unde naiba mergem noi acum, nu știu. Văd că dăm de păsări, dăm de... Mamă, de când n-am mai mers cu barca în jocul ăsta? De când n-am mai... vâslit? Nu în viața reală, logic. În viața reală, dacă mă pui să vâslesc, fai de capul meu. Na, sunt un nemâncat la urma urmei, nu mai știți care e ideea. Bun, hai să vedem. Sunt un nemâncat, bă, asta o spune minunatul Einstein care dă cu piciorul în copac, domnul Uicos. Uicoț. Așa, bun. Uicoiți. Ia să vedem noi. Hai să luăm bucata asta de flint. Hai să luăm toate limpetrocurile astea. Și în seara asta cred că o să mă pun eu să mănânc și ca să-mi refac hungerul. Dar până atunci cred că o să mă bazez pe aceste limpetrox pe care le am. Uite, încă un porc. Deci aparent, nu știu, bă, mi se pare că au pus mai mulți porci, au pus șansa să găsești pe insule mai mulți porci, habar n-am. Pentru că gen înainte, frate, când găseam o insulă pe care se află porci sau măcar unul, doi pe acolo așa, eram cel mai fericit om din lume, că gen colindam insulele una după alta și nu găseam nimica, pur și simplu, nu găseam nicio urmă de viață, în afară, oai de capul meu, în afară de căcați ăștia de șerpi și de crabi, dar în afară de ei nu găseam absolut nimic. Și, na. Oh, bun, am găsit o bucată de... Cum naiba se numea asta, nu mai știu. Ce pui mea a fost asta, nu știu dacă ați auzit. Dar s-a auzit un zgomot foarte ciudat anterior. Bun. Hai da, Wilson. Bun, încă o bucată din asta aici. Și mai am o mină chiar și acolo. Deci, hai mă, că o ducem destul de ok cu pietrele. Și aș putea să-mi fac și un science machine. Iar în jocul acesta, dacă ai science machine, e ca lumea. Pentru că noile construcții adăugate în Don't Starve Shipwrecked, majoritatea sunt... Majoritatea se cer numai Science Machine, nu și Alchemy Engine-ul, pentru că sunt și ăștia conștienți că 6 bucăți de gold în puii mei, păi pe alea faci rost de alea foarte, foarte greu, adică n-ai cum să faci rost atât de repede de 6 bucăți de gold, e destul de greu, frate, și na, de-aia au pus majoritatea itemelor, majoritatea itemelor noi adăugate în jocul ăsta să se facă doar cu Science Machine-ul. Bun. Uite încă un crate aici. Mă întreb dacă aș putea să dau și de chestii rele, dar probabil copesc în momentul ăsta. Fac, hai mă. Nu știu, s-a pus un double click sau ceva de genul acesta. Mi-a dat click de 2 ori. Nu-i bai. Pe click dreapta mă refer. Bun, hai da să vedem. Deci, o grămadă de copaci. Nu prea pot să văd chiar atât de ok când sunt toți copacii ăștia puși unul lângă altul, dar nu e chiar atât de rău. Hai să mergem pe aici. Pe lângă ocean. Unde naiba e oceanul? Hai mă, mai repede. Bun. Și da, să fie clar și pentru abonații noi. Ăsta e un gameplay de nubi, de nubalăi.
Eu nu sunt bun cam deloc în Don't Starve și Project. Asta e chestia, pentru că nu am avut tăria să-l învăț, frate. După ce am dat de rechin, pur și simplu, mi s-a luat toată tăria să-l învăț. M-am enervat, asta e chestia. Și gen... Na, de-aia nu prea am mai avut eu tărie atât de mult să-l învăț și... Am ajuns să am 66 de episoade din el, dar totuși să fiu ultimul prăfănoche. Da, eu exist. E, dar învățăm așa ușor, ușor, bă. Că la urma urmei, ăsta e cel mai important lucru. Dar oricum, dacă e să mor în lumea aceasta, în următoarea lume o să joc cu... o să văd eu cum o să fac rost de Wilbur sau de capitanul ăla la altul, că nu știu exact cum naiba îl cheamă, dar știu că sunt două caractere pe care încă nu le-am încercat niciodată, gen n-am jucat cu ele niciodată. Wilbur și mai e încă un caracter. Dar oricum, și poate mai adăugăm și moduri. Am un mod numit Up and Away. Nu l-am mai văzut de foarte mult timp. Am vrut să mă joc acel mod, doar că aveam înainte, eram numai pe laptop și nu prea mergea, deoarece jocul nu l-aveam cumpărat de pe Steam, repet. Și gen era problema aceasta, că nu prea mă puteam juca Up and Away. E practic un mod pack. E un mod făcut din mai multe moduri. Practic e o lume pe care o poți avea în Up and Away, acesta fiind un mod de joc cum e și Project sau Reign of Giants-ul, și te duci în cer, te duci deasupra norilor. Acum nu știu dacă o să funcționeze aici, dar na, probabil o să-mi dea crash jocul dacă încerc să-l pun, pentru că eu l-am văzut în lista mea de moduri. Nu știu cum dracu, nu știu de unde, cum a apărut acolo, dar da. Oricum. Ia să vedem noi. Oricum, cam asta am avut eu de zis și în acest episod de Don't Starve Shipwrecked. Ia să vedem, aici merge să pui pauză față de Don't Starve Together. Eu am fost ProLaser și noi ne revedem data viitoare. Nu uitați să dați și voi un like dacă vă place seria. Și da, vă salut pe toți, ceau bă, pa!